Tudor Ciuhodaru este cu noi, bun găsit! Bine v-am găsit, domnul Botem! O secundă! Și domnul Radu Țincu, de asemenea, medic, toxicolog, bun găsit, vă salut! Bună ziua! Bun! Oxicodona, în combinație cu foarte multe lucruri, poate duce la exact la acelea stări, poate stări mult mai periculoase decât un drog de mare risc. Domnul Ciuhodaru, explicați-ne și o să venim imediat și la domnul Țincu. Domnul Botin, și de aceea este extrem de important ca și părinții, ca și profesorii și chiar, de ce nu, cei care sunt în natura să recunoască aceste semne, mai ales că e ușor să facem acest lucru și de câte ori vorbim de educație pentru sănătate și recunoașterea unei astfel de simptomatologii, ea poate face diferența între viață și moarte. Și pare simplu, dar este clar că ar trebui să urmărim acele modificări comportamentale. Pacientul este euforic, este agitat psihomotor, este hiperactiv într-o primă etapă, după care devine labil din punct de vedere psihoemoțional, urmează anxietatea și depresia. E suficient să vă uitați în ochii lui, domnul Botin. E un lucru pe care îl face oricine, mai ales într-un serviciu de urgență, și vedeți acele pupile mici și se eventual se asociază și tulburările de vedere și halucinațiile de mai multe tipuri. Dacă vorbim despre simptomatologia neurologică, ea este evidentă. Pacientul vorbește cu dificultate, are tulburări de echilibru, are tulburări de atenție, de concentrare, de memorie, de coordonare, confuz, iar pe măsură ce se instalează și somnolența și convulsiile și coma, starea clinică se agravează, iar din punct de vedere cardiorespirator, acestea pot pune viața în pericol. Vorbesc despre superficializarea acceleririi respirației, descăderea frecvenței cardiace, de sincope, convulsii, come. Se ajunge evident domnul și doctor, se poate ajunge să știți. Domnul Ciuhodaru, oxicodona se găsește în farmacie și se ia cu rețetă? Da. Da, se ia cu rețetă. Este un analgezic opioid foarte puternic, care este folosit în general în medicația durerilor la adulți și tinerii. Și la tinerii ce fac? Combină cu ceva? Stați un pic, avem discuție. Poate fi combinat, să știți, cu paracetamolul, aspirina, poate fi cu ibuprofenul, dar cel mai adesea se combină cu alcool, dacă o fi, deși cei mai mulți pacienți pe care am avut cu consum de opioace, să știți că nu asociau alcool. Dar se caută alte medicamente care să potențeze efectul. Să se ajungă mai repede și să se înlăture lucrurile negative ale uneia sau alte. Deci, vine la micuși și face rost de rețetă. Da. Da? Se poate face rost cu ștampila medicului. Își ia face rost oxicodona, ingere oxicodona și ce face el? Da? Are exact aceleași simptome ca și o intoxicare cu drog. Da? Administrat oral este de 1,5 de două ori mai potentă ca morfina. Se utilizează izolat sau amestecată cu paracetamol, aspirină și ibuprofen. Asenu. O secundă, domnule doctor. O secundă, domnilor, stai așa. Este comercializată pe stradă sub diverse denumiri. Oxi, oxicoton sau OC. Uitați-vă în telefonul copilului. Dacă are chestia asta... Da? Oxi, oxicoton sau OC, puneți-vă întrebări. Imediat, domnul Dorobanțu, domnul Țincu, la serviciul de gardă, la Floreasca, cât de mulți tineri vin în ultimul timp și care sunt vârstele pacienților cu diverse intoxicații din cauza drogurilor, indiferent dacă e asta sau e altceva? Din păcate, numărul de tineri prezentați a crescut în ultimii ani, extrem de mult. Ceea ce ne îngrijorează este scăderea vârstei de consum. Am văzut părinți care au venit cu copii de 13-14 ani care aveau probleme cu drogurile, nu neapărat cu intoxicația acută, ci mai degrabă deja cu probleme de adicție. Gândiți-vă unde am ajuns dacă la 14 ani discutăm deja de dependența acestor tineri de aceste substanțe. Al doilea lucru care devine extrem de îngrijorător dincolo de vârsta de consum este faptul că majoritatea testelor toxicologice pe care le efectuăm în spital sunt pozitive la 2, 3 sau chiar mai multe substanțe psihoactive simultan, ceea ce arată că acești tineri combină aceste substanțe între ele pentru a obține efecte din ce în ce mai diverse. Ceea ce ne îngrijorează și mai tare este că mulți dintre ei rămân cu tulburări de comportament după o intoxicație acută care variază de la câteva zile până la câteva săptămâni. Am avut tineri care au fost internați la psihiatrie cu halucinații timp de 2-3 săptămâni, după ce timp de un weekend, spre exemplu, au consumat amfetamină. Aceste lucruri sunt, de fapt, cele care creează premisele
efectelor pe termen mediu și lung, pentru că toate studiile... Da, domnul Țincu, atât vreau să spun și după aceea vă las să... Invitația mea au întrebări pentru amândoi specialiștii. Ce efect are această oxicodonă, repet, pe care o găsim foarte rapid? O găsește copilul în casă, care a luat o rețetă, adultul, o păcălește pe bunica, face rost de o ștampilă și merge la farmacie. Euforie, hiperactivitate, agitație psihomotorie, labilitate psihoemoțională, anxietate, depresie, somnolență. Tulburări de vedere și auz, de vorbire, atenție, concentrare, scăderea dimensiunii pupilare, cum spunea domnul Ciuhodaru. Halucinații, cum spunea domnul Țincu, confuzie. Cefalee, amețel, tulburări de coordonare, tremuri, convulsie, astenie, somnolență, comă, toleranță și dependența. Toleranța și dependența se instalează cu ușurință și are efect timp de 12 ore. Vă rog, domnul Dorobanț, o întrebare pentru cei doi medici. Domnilor doctori, la... În mașină la drogatul ăsta criminal s-a găsit acel bromazepam, care în luat cu cocaină sau alte substanțe în astea toxice pentru creier, creează o anumită stare în corpul celui care le consumă. Dumneavoastră puteți să ne spuneți cam ce s-ar întâmpla într-un corp de tânăr care ia cocaină și bromazepam? Îți dai seama că este o explozie legată de un consum mix de droguri și până la urmă efecturile sunt imprevizibile din ceea ce privește modul de reacție. Și s-a văzut și în astfel de situație. Nu poți să apreciezi pericolul, nu poți să apreciezi ce se întâmplă, uite ce se întâmplă. Este practic un pașaport, dacă vreți, un permis către crimă, către zona infracțională pentru cei care fac cu astfel de lucruri. Iar mai mult decât atât este și mai periculos pentru că, pe de o parte, efectele care putea să fie alarmante în cazul consumului de drog, această senzație neplăcută legate de consumul dintre ele, este atenuată această stare de rău de către consumul celorlalte tip de substanțe, așa că se consumă doze din ce în ce mai mari, toleranța și dependența sunt cu foarte mare ușurință și să știți că asta face ca cei care ajung în serviciile de urgență să aibă o simptomatologie polimorfă și de foarte multe ori greu de încadrat în un anumit tip de consum de droguri. Iar partea cea mai problematică este că, într-adevăr, efectele din punct de vedere toxic, din punct de vedere vital, sunt ca o bombă cu ceas. Ea ticăie, poate să fie letală și să știți că o supradoză, o singură doză dintr-un astfel de amestec poate să ducă chiar și la deces, iar pentru cei din jur reprezintă un pericol iminent care clică și se poate declanșa oricând. Domnule doctor Țincu, o secundă, Magda, iartă-mă, te rog. Domnule doctor Țincu, vin la spital, la serviciu de urgențe, la spital, la dumneavoastră, la Floreasca sau la spitalul Nicolae Oblu de la Iași sau la oricare alt spital, dar presupun că vin însoțiți de părinți. Ne puteți spune ce spun părinții? Sunt surprinși că, vai, copilul a luat droguri? Sau știu lucrul acesta și sunt resemnați? Vedeți, domnule Botin, lucrurile au evoluat. Dacă acum câțiva ani de zile părinții erau stupefiați de această idee sau nu acceptau, astăzi deja din ce în ce mai mulți părinți vin ei cu copiii pentru că vor să știe cu siguranță dacă aceștia au consumat sau nu astfel de substanțe. Într-adevăr, sunt și părinți cărora le arăt testul toxicologic și refuză să creadă că este unul real, solicită un alt test pentru a fi sigur dacă acea substanță este sau nu prezentă în corp. Dar cea mai mare parte a părinților care au ajuns la spital cu acești copii sunt îngrijorați de starea lor de sănătate și solicită, ceea ce este extrem de important, care este conduita viitoare după ce îl externăm din spital după intoxicație acută, ce pot face ei să poată trata această dependență. Din păcate, să știți, aici avem o mare problemă. Nu avem suficiente centre de adicție, nu avem suficiente programe de reintegrare a acestor tineri. Să știți că un program de tratament complet pentru un dependent poate să se întindă până la un an de zile în care el are nevoie de tot acest suport psihologic, de toate aceste evaluări psihologice și psihiatrice și lucrul acesta nu se întâmplă, din păcate. Mulțumesc, domnule doctor Radu Țincu, mulțumesc, domnule doctor Tudor Ciuhodaru.